E clar deschisă ședința de astăzi. Și așa și ați menționat, avem și o presă de la Exclusiv TV. Vom supune la vot procesul verbal, care este pentru aprobarea procesului verbal. Sau poate sunt discuții, ceva? Dacă sunt probleme, nu scrie la vot. Sunt probleme? Sunt obiecții la procesul verbal? Ceva obiecte la procesul verbal, sunt două procese. Este procesul din 22, pe la din 9. Anteia. Să punem la vot atunci. Care este pentru? La ambele, da. Nu, la ăsta din 22, la cel din 9, 9 am fost, deci n-am de ce să fim văzut. Cel din 22, mai are rost să mai iau cu dintre. Să știu că vine. Da, mai departe. Trebuie să supunem la vot ordinea de zi care este, de acord cu ordinea de zi. Bă, da. Să prezentăm întâi? Da. Da, atunci dăm cuvânt domnul primar. În conformitate cu dispozițiile articolului 39 alineatul 1 din Legea Administrației Publice Locale, numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, vă invităm să participați la ședința ordinară a Consiliului Local ce va avea loc în data de 27/3/2017, ora 15, în sala de ședințe a Consiliului Local cu următoare ordine de zi. Proiect de hotărâre privind primirea orașului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău și modificarea actului constitutiv și a statutului acesteia. 2. Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Baltani cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de canalizare ajustate. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Bacău pentru anul școlar 2017-2018. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău pe anul 2017. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului Comunei Bacău. 7. Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții de circulație pe drumurile aflate în administrarea Consiliului Local Balcani și stabilirea tarifelor pentru efectuarea transporturilor rutiere și depășirea masei totale admise autorizate. Punctul 8. Diverse. Da. Cine este de acord cu ordinea de zi? Potrivă? Se abține cineva? Proiectul de privind primirea orașului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ADIF și modificarea actului constitutiv și a statului de și a statutului acestea. Ați știți, probabil e vorba despre ADIF, suntem membri în asociația în ADIF și Onești nu a fost până acum. Ca să intre în ADIF trebuie aprobarea tuturor comunilor care face parte din asociație. Care fac parte din asociație. Cine se înscrie la cuvânt? Nu, eu. Sunt surprins și mirat că Rahmatici Oneștiu nu a făcut parte din ADIP de acum 2 ani. Știm că în județul Bacău s-a făcut un plan de investiții pentru alimentare cu apă potabilă și canalizare, în care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară răspunde de tot de investiții, ceea ce este totul foarte bine, ei răspund de investiții, fonduri nerambursabile, până aici totul bine. Am văzut că este mandatat
să facă parte din Consiliul de Administrație domnul viceprimar Cheisu Vasilică. Aș avea rugămintea să ne informeze de fiecare dată, să nu pățim ca la ADIS, că, de fapt, când ne-am trezit cu prețurile fixate pe 7 ani și noi acum suntem legați și de mâini și de picioare, nu putem schimba nimic. Să ne informați de fiecare dată pe noi și implicit cetățenii. Modificare ori la prețuri și astea. Da, dar ca să nu mai pățem ca la salubrizare, că... Da, exact așa o să merg... Da, ca să fie... Nu, nu. Știm că programul ăsta parcă 2018 și 2022, după ce știu eu, nu? Da. Bine, eu o să fi în sarcina viitorului Consiliu, dar să lăsăm moștenirii ceva. Sau ceva bun moștenirii. Ceva bun, da. Dar până atunci poate vine apă la noi? Prin da. Da, atât. Da, cine se mai scrie la cuvânt? La punctul ăsta? Îl să punem spre aprobare. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind asocierea Comunei Balcani cu Societatea Națională de Cruce Roșie din România, filiala județului Bacău. După cum știți și la inundații, am avut o venită ăștia la Crucea Roșie, au dat ajutoare pe Valea Lunașului sau unde mai fost nevoi mai importante. Și, dar nu văd eu aici, era vorba de o taxă. Da, da. Da? În funcție de populație. La noi, da. Cred că 2500 de lei. Da. Iar la funcție din numărul de populație. Nu, avem noi 5000, știu că era, sau 3000 moine. Cât asta aveți acolo la... Nu, da, era 2500, dar la moine. Deci, dacă sunteți de acord cu prețul ăsta, dacă nu aveți cu 2000. Bă, nu puteți să în fiecare discuți, discuți. Fiind vorba de Crucea Roșie, nu pot părere nimeni. Da. E o chestie umanitară, până la urmă. Discuți. E totuși vorba despre o sumă care e suportată din bugetul local. Da, e de asta trebuie vorba de 2000. Dar bine, pentru așa ceva. Să merg. Problema e număr de locuitori între... Da, între număr de locuitori. Da, funcție din... Noi facem parte din 2500 de ani. Eu mi-am aminte cum mâine că era 3.000 sau 3.000. Dar cine este pentru să aprobăm? Împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și canalizare ajustate. Deci s-a modificat TVA-ul. Costel, te rog. Da, e vorba de taxele pentru alimentarea cu apă și canalizare. Nu e cazul la Balcan, dar e nevoie și de hotărârea noastră. S-a modificat TVA-ul. Modificăm TVA-ul de la 20% la 19%, implicit s-au modificat și prețurile care includ TVA. Deci cum mai ieftine? Cu câțiva bănuți pe metru cub. Datorită TVA-ului. Când ajungi acasă, factura e mai scumpă. Și da. Pe cine privește? Toți trebuie să se racordeze la această rețea. O să ne privească și pe noi în viitor, când o să avem alimentare și canalizare. Și sunt obligați toți să se racordeze la canalizare? Și bătrânii care sunt singuri? Nu poți, nu-i obligă primăria. Prin lege o să fie obligat. Trebuie să fie. Care au WC-uri în curte? Păi aia e, pentru ce aia. Sunt? Vor fi și controle de la mediu. De la garda de mediu. Până atunci mai bine. Da, dar asta nu era discuție dacă suntem obligați sau nu. Vorba de, de preț. De preț, că s-a micșorat datorită TVA-ului, s-a micșorat taxa. Când aș încea cu lucrarea de mediu. Da, mai sunt discuții, nu? Să punem la vot. Nu, nu. Da, sunt discuții? Da, banii nu sunt 2.000. Da, spuneți. Da, da. Da, totuși m-am uitat la, la prețuri și ar trebui domnul viceprimar să poartă o discuție. Mie mi se par cam mari prețurile. Vine apa potabilă 3,78 de lei pe metru cub. Dar totodată și canalizarea va fi tot atâta, și 3,06. Deci total ar veni vreo 6, aproape cât dă lunar. Dacă dă un metru cub, cât e cota? Să știm și noi cam câtă cotă repartizează. Că am văzut la gunoi odată destul de clar. Un metru cub și-l plătești. Dar la apă câtă cotă se dă?
Eu nu o să fim în... Când o să avem apă, discutăm de prețul. Da, dar totuși din timp trebuie făcut. Păi din timp, dar când o să fiți proiect de hotărâri pe subiectul ăsta, pe preț sau așa, dar e destul de clar, e metru cub. Da, cu metru, metru, cub, metru cub, dar metru cub ți-l impune. Exact ca și la gunoi. Deci pe metru cub. Ar trebui ca... Vorbim la un metru la deci. Sunt sigur cu da, sunt funcții de persoană, cât consumi atâta plătești. Dânsul se referă că pe parcurs, fii sigur, deci cât ai la intrare, atât ai și la ieșuri la menajer, când va fi canalizarea. O și cum obligat e cât e la intrare, toată se duce în menajer. Să știi cât intră, atâta se... Dar mă refer... Și plătești la dublu. Mă refer când, normal că la dublu vine, mă refer în momentul când se colectează, cum ne e, pe metru cub, la, la total, ca la gunoi. Să ne dați ca să știți. O să fie discuții. Mai durează. Nu o să fie. Apometri cel mai corect. De asta ar fi bine cu apometru. Și atunci vedem fiecare cât consum. Nu putem pune... O să mă informez și o să vă spun... Dar să ajungem acolo, cum mai crește prea. Nu trece, am văzut că merge deja iasă din mărginie și văd că vine bine lucrările. De când trebuie să înceapă? Nu, da. Mai aveți, s-a terminat? Da. Dar cine este de acord? Cine este împotriva? Ia abține numai niște. Eu mă abțin. Da, te abțin, da? Să abțin. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlii. Scuzați. Acum am văzut, mai avem un proiect la suplimentar, un proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 a HCR numărul 83 privind aprobarea regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului pentru transport școlar. Școala Balcani unii cu un referat să-i dăm și pentru unele cursuri să dăm microbuzul de la Școala Frumoasa. Ca să încadrez, da... Trebuie introdus pe ordinea de zi da, și asta, nu? Da, da. Sunteți de acord cu introducere... Dar ne-am aprobat parcă. Oh, asta da, 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 nu da, acum... Alt. Până nu l-am aprobat, până la Crucii la Băsești, nu? Am văzut microbul de puternic, la radial. Când? S-a absolut alimentat, da, probabil. Uh-huh. Se duce la alimentat, odată. Și mașina de poliție comunitară, că își face ale cumpărăturile de la Lidl? Sau mașina aia albastră, încărcată cu marfă, tot da, o discutăm la, la, o discutăm la diversă. O discutăm la diversă. Da? O discutăm la diversă. O să fie Jeep. Cine este de acord cu introducerea noului punct pe ordine de zi? Așa. Proiect de ordine privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Bacan pentru anul 2017-2018. Trebuie aprobat. Nu știu dacă sunt discuții, domnule. Nu, conform legii educației naționale, asta e metodologia, se aprobă în Consiliul Profesoral, Consiliul Local, apoi se înaintează inspectoratului școlar. Era un microbuz care făcea... Dar nu-i vorba de microbuz, numărul de elevi de clasă, nu în microbuz. Da. E numărul de elevi de clasă, nu din microbuz. Cine este pentru aprobare? Cine este împotrivă? Plângea un părinte 5. De la Ludaș că are un copil și trebuie să ducă la schimb când îl aduce în mașină. Nu, nu era mai. Era chiar la primărie, în fața primăriei. L-am întâlnit, domnul German era multe da. Bună, că l-am întâlnit în ședința trecută, că i s-a spus că nu este mașină și trebuie să-l ducă pe părinți. Nu există așa ceva. Că nu este mașină, dar ce este mașină? Apropo. Nu... Deci cine vorba? Despre Hanu Ionuț. Ionuț Leonard. Da. Din clasă la mine. Da. Și microbuzul ăla de la școală duce acasă, de acasă, de la Natale, așa o scrisă, le așa îl duce la școală. Ce mi-a zis omul, de fapt era și domnul German. Posibil să fie întârziat el, să nu fi fost. Sau probabil nu au fost primele zile și după aia v-ați gândit să vă dați. Da, bine. Nu, nu, a fost tot timpul. Da, am fost. Suntem la punctul 7. Când a fost punctul modificat. Nu, la 6. Adică la 6. La 6, la 5. Notele privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul asociației. Un pic de atenție. Pentru salubrizare Bacău pe anul 2017. Domnul Costel? Da, este cotizația anuală care trebuie să o dăm la salubrizare. Pe 2500, după
comunele între 5.000 și 10.000 plătesc 2.500 de lei anual. Discuți. Supunem discuții, domnul Bană? Eu am o întrebare. Deci noi plătim suma aia impusă de niște șmecherași și de niște hoți care au semnat contractul înainte să fim noi consilieri. Și pe lângă suma aia care o plătește tot prostul din comună, trebuie să mai dăm și 2.500 de lei pe an? Sau n-am înțeles-o bine? Da, e cotizația care o dă Primăria Balcani către ADIS. Bun. Atât am vrut să știu. Bun. Ce funcție ocupați dumneavoastră când s-a semnat contractul? Viceprimar. Felicitări. Mulțumesc. Atât am avut de zis. Ați făcut o treabă excelentă. Da. Să punem la vot cine este pentru. Se abține cineva? Da. Nu, eu sunt potrivă. Sunt potrivă? Și unul s-a mai urmat. Legea privind modificarea organigramei și a statului de funcție al aparatului de specialitate a primarului Comunei Balcani. Da. E vorba de mașina de pompieri. De o mașină de pompieri care mi s-a promis, avem o promisiune, dar oricum trebuie cumpărată și legea ne obligă să avem mașini de pompieri la persoane, la familii peste 2.500 de locuitori sau 2.400, să avem, și cred că e binevenit o mașină. Nu știu când o... E gratis. Că o să contribuim asta, o să vinim la... În... Autorizarea. Da. Dar acum e vorba, sunt niște condiții care trebuie pentru mașina de pompieri. Ca să ni se aprobe. Le avem pe aici pe unii. Dar cred că ați citit dumneavoastră un referat. Da. Asta nu înseamnă că dacă era în referat, stați să-l caut în referatul. E pus la dosar? Da, da. Da, în referat. Da, vă la primul. Referatul nu la organare nicio treabă cu organigrama, dar să știți și condiții trebuie pentru o mașină de pompieri. Mai mult din jumătate de aici sunt cumpărate. Asta nu înseamnă că dacă nu le avem, nu mai putem să ne încadrăm într-un proiect sau ăsta. Dotarea minimă, ce scrie, furtuna astea le are mașina de pompieri. La noi, la comună, fiind mari, trebuie să aibă peste capacitatea peste 5 toni bazin. Și mi s-a atras atenția că nu avem șofer pe mașină. Noi avem o gramă de șofer, dar nu avem un organigram. Avem la, 4 șoferi la primărie. Și am desfințat un post, da, doamna secretară, da? Așa și la învițăm post de șofer pentru la PSI. Să fie cadru tehnic PSI. Da, în cadru tehnic PSI îmi trebuie post de șofer. Iar ce vedeți dumneavoastră aici, așa, din mașini, din primate, din astea, nu. Se pune orice s-ar cumpăra cu aprobarea noastră, doar știți. Am auzit discuții că vrem să-i luăm 4x4 domnul Vasile Ungureanu. Nu. Și jumătate din astea le avem. În timp, și am vorbit cu părintele Catolic că trebuie un spațiu pentru un garaj, remiză, da? Și trebuie să facem un protocol cu el, este de acord, o să vină și dumnealui odată în ședință, fața noastră. La dispensar acolo? Da, da. Angajat mai trebuie, nu? Nu. Avem copii voluntari, da. Ai împrătestat și nu? Cum? Aia nu plătesc taxe și impozite. Ba da, ba da, plătesc. Nu, știam eu pe cineva care o fost într-una și acum legea nu mai dă voie. Dacă așa te înscriu, dacă o fi. Nu scriu eu, Consiliul Local. Vin cu propunere. Și propuneți domnul Ungureanu să treacă cu de șoferi. Deci desfințarea. Unul din șoferii care avem acum o să fie trecut la ISU. Mă gândesc dacă desfințați la domnul Ungureanu, el este responsabilul tehnic. Dacă trece șofer, rămâne celălalt. Nu poate să fie șofer, sub nicio formă pe mașină. Mașina trebuie să aibă șoferul în organigramă. Așa șoferul o să fie mai mulți.
se desfințează funcția contractuală de execuție de cadru tehnic. Da. Pe asta zic, așa scrie acolo, se desfințează... Nu știu dacă era angajat. Pe asta eu ce am citit, se desfințează... În organigramă, nu era ocupat. Din organigramă, nu era ocupat. Nu era ocupat. Nu era ocupat. Nu avem în organigramă șofer la ISU. Am văzut că nu scrie că, deci, serviciul tehnic se desfințează și se angajează un șofer. Șofer, nu? Da. Dar scrie voluntar, să totul nu înțeleg. Dar nu-i voluntar. Nu-i voluntar. Vacant. Din serviciu tehnic se desfințează. Da? Da. Da. Așa, așa se angajează în șofer. Se înființează. Se înființează. Serviciu voluntar. Așa de numirea serviciului. Se înființează. Se angajează. Sunt două lucruri diferite. Iar ca șofer după aia? Șoferul e angajatul primăriei în cadrul serviciului voluntar. Așa se numește serviciul voluntar de pompieri. În cadrul comunii noastre. Nu este serviciu plătit. Deci numai șoferul și cu responsabilul... Și care-i termenul în care o să vezi mașina? Să poate aștept să fie impunit. Dacă ne încadrăm, până în toamnă vine mașină mai mult gratis. Dacă nu, cu bani, în funcție de buget. Dar de la cine? Nouă sau... Nu pot să zic. Ce ați luat dumneavoastră gratis? Că tot ce ați luat dumneavoastră gratis și cu primarul anterior, acum costă comuna... Mai mult decât plătesc celelalte comunde pentru nimic. Nimic în viața asta nu e gratis. Nu mai lăsați fofârlica. Spuneți de unde e, cine vă dă, până ce trebuie. Eu afacerea mea, eu afacerea mea. Nu, dar ce trebuie da. Să presteze proștii din comună ca să suporte consecințele acțiunilor dumneavoastră. Deci dacă o luăm cu bani în mână, din bugetul dacă primăriei. Dacă o luați cu bani în mână, nu mai puteți măslui anumite chestii. Da, de ce nu spuneți cine vă dă? Nu vreau, poftim. Dacă nu o dăși, după aia zici și mincinos că ți-o dat ăla. Nu! Ar fi corect să spuneți, domnule, uite, avem o promisiune din partea... Unui deputat de Bacău. Așa? Da. Și? Și atât. Păi spuneți cine? Foarte bine cu nu vreau să zic. E foarte bine, ca și mașina care am primit-o cadou și care consumă 20% și azi dimineața era stricată pe platformă pe la Podiș. Și care costă comuna mai mult decât o mașină care s-ar fi luat nouă, da? Nu știu. Și am primit-o cadou, domnule, dar acolo s-au spălat niște bani, ca așa să fac afaceri. Nu, dar demonstrează treaba asta, că s-o demonstra. Ce să demonstrezi? Că s-o spălat bani pe mașină. Demonstrează, cum s-o spălat? Unde? Ce bani s-o spălat? Nu este problema, asta vă răstați de mine. Păi, dar atunci nu mai discutăm. Eu mă cer să spuneți cine vă dă. Ia puteți la vot. Nu ne mai dă nimeni, cumpărăm din bugetul local. Mulțumiți. Bine contează, rău că nu dă. Da. Cum am zis. Avem mașina de pomenile astea. De pomenile astea trebuie pe urmă scoasă lumea la vot. Trebuie băgată nu știu ce companii pe aici să aibă lucrări ca să-și recupereze banii. Ce, Doamne, iartă-mă, mă, suntem copii de grădiniță? Nu, asta e furtul. Voții din PSD pe care îi reprezentați în frunte cu Dragnea. Cine este de acolo cu... Haideți să nu mai pierdem. Vă iubesc proștii care v-au votat. Domnul Barna, care o puțin mai decentă. Păi e foarte decentă. Da, nu mai avem ceva pe suflet, domnul Barna. Discutăm la divers, dar haideți ca să nu... Lăsăm ședința să desfășoare instituției omenești, da? Putem? Ați numărat? Eu chiar dorm bine. Așteptăm. Mă piauze cu mâna pe sus. Nu dorm bine și în patul ăla. Păi nu, că s-o spus? Păi, Eugenie, ai zis? Da. Cine este? Mai tare. Eu am spus să punem la vot și cine este de acord. Vă vota. Dar viitoare să-mi iau un microfon. Păi poți să-ți iei și goarnă, nu-i? Că nu-i țipa la goarnă. Cine este cine motivat? Era la PPDD. Domnul Ili, cine se abține? Da. La 7. Da. Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții de circulație pe drumurile aflate în adresarea Consiliului Local Balcan și stabilirea tarifelor pentru efectuarea transporturilor rutiere cu depășirea masei totale admise. Este vorba de drumul de la Comand, care nu vrem să, când nu se repară, să nu mai dăm voie la nicio mașină să treacă de tonaj. Nu, cu neapărat cu lemn. Mașini tonaj nu treacă pe zona aia. Au loc, deci legea ne spune că ne obligă să le dăm din altă parte, pe roțe ocolitoare, au loc pe partea aia, te ia pe Marea Frumoasă și trebuie semn de restricții la 7-5 ore. Dar este și pentru drumul de la Schit.
restricția. Da, va fi totală când îi termina drumul de la, la Coma. La Coma. Da. Până atunci avem rute ocolitoare la drumul de la Schid și trebuie să-i lăsăm pe zona. Aici m-aș înscris și eu la cuvânt. Spuneți-vă, rog. Am observat acolo la podul la Rățeni, că indicator, că nu scrie 7,5. Cineva, nu știu, cu inimă mai bună, m-a mai făcut o modificare la panoul ăla și am observat că scrie 17 tone. Da? Deci trebuie să respectăm. Am văzut de aici, de la Balcani spre Schitu, e 7,5 și din când mi-i împartez la alte 17, da? Chiar să urmăresc lucrul ăsta. Se subînțelege. Cineva... Și e pentru toate mașinile... Și la pentru să fie pentru mașinile. Ca să respecte toată lumea, nu o parte. Nu? Da. Eu sincer să fiu cam pare rău, pentru că ăștia care sunt din comun la noi trebuie să fie un pic și mai... Drumul este în administrarea primăriei Balcani. Dar e drum public, nu poți să oprești circulația pe drum. Da, am înțeles. Eu, din partea mea, ar fi bine să mai circul, iar să ne drum poate mai mult. Eu, da, la tarif, la plătit în lemn, să fie adus la primărie sau la școală, unii să aduce tariful ăsta de 1200 sau 120 de lei pentru cub. Da, mereu, la școală am adus lemn. Deci, cu tăi cu transport. Da. Transportul lor, nu al nostru. Cum, transportul e separat, n-are treabă cu trei, cu nu. De circulație. Nu. Da, dar ați văzut că ei poate să plătească transportul pe drum și poate să dea în compensație lemn. Lemnul să-l aducă unde avem nevoie noi, nu de acolo să-l luăm direct din pădure. A, nu, adus acasă. Adus acasă, așa, la asta. Am mereu așa. Mi-a scutit că am de 2 miliarde pe an numai... lemnile la școli. Da, e tocmai asta. Da. Cum să mai intră ideea exact cantitatea de material lemnos care au APV. Patronii care au la licitații dă un APV, un document prin care scrie cât lemn are. Lemn de lucru, lemn, mai sunt lemni care le dă la oameni din păduri. Aia nu poți să-i taxăm. Și ei vin cu bonurile care au dat la om, se prezintă la sfârșit de lună sau când termină, cu care au vândut la oameni și să scade din masa totală care au licitat la poporții. Și n-ar fi bine să vorbiți cu cei atunci când cumpără pădurea. Totuși e greu și de greu din lemne. Să fie repartizat pentru fiecare cetățean, pentru fiecare gospodărie, un anumit număr, fie metri stier, fie metru cub. Adevărul că lemnele sunt foarte scumpi, pensiile sunt mici, 5 milioane, dai 3 milioane. Pischitul frumoasă, știți cazul de la Pârjon. Nu, e neapărat cazul de la Pârjon. Pischitul frumoasă este partidă scoasă la pădurarul. Nu, azi, dacă se scoate, a trebuit vorbit. Așa să dea și la cetățeni, să nu dea așa la... Sunt el, vor să vinde, numai că nu... Nu, dar de repartizat așa, nu, unul ia 20 de metri și unul ia niciun metru. Dar nu are treabă cu subiectul ăsta, intrăm în piață, asta e altă treabă. Am și eu vreau să spun ceva. Referitor la da. Punctul ăsta. Da. Da, am văzut că care folosește drumurile cu tonaj, să percep niște taxe și am înțeles acolo, dacă are vrea să plătească material lemnos, eu... E 120 de lei fără TVA, ar veni 144 cu TVA. Da. Am o propunere, în momentul când aduce lemnele la școli sau unde le aduce, să fie și unul din consilieri prezent. Am atâția ani în care am văzut, la prima vedere, să aduc la școli numai putregaiuri. Ca să iei putregaiuri cu 144 de lei, să nu le mai aducă degeaba. Deci dacă aduce lemn, să aducă lemn de foc, pentru că noi plătim, nu le aduce gratis. Chiar am pus în vedere anul trecut la primărie și am zis că astea sunt lemnele, cât să scad. Nu, domnule, să ne aducă lemne, că noi plătim cu bani. Dacă nu sunt idei bani, că găsim noi lemne, nicio problemă. Nu poate să mă contrazică cineva că s-au adus lemne bune. Deci, din ce s-au adus, dacă s-au adus 20 de metri cub la o școală, dacă au fost 2-3 metri, restul putregăiri. Ce nu le trebuie lor, ne bagă pe gât nouă. Și chiar vă rog foarte frumos să desemnați un consilier, nu contează care, în momentul când se ia lemnele în primire la o școală, să fim și noi să vedem cu ochii noștri. Eu personal mă duc să văd, dar una când îți delegat, domnule, se duce gânga la școală. Eu mă duc și la Frumoasa, de exemplu, să văd ce lemne se descarcă la o școală. Pentru că nu-mi convine să descarce 20-30 de metri cub de putregaiuri. Acele să le les în păduri. Răspunsul îl aveți la dumneavoastră. Și acum vă spun cum. Sunteți membru în Consiliul de Administrație a școlii? Da, normal. Când vin lemnele de la școală, vă luați legătura cu domnul director, că eu bănuiesc că domnul director e de față când se aduc lemnele, da?
Și când apar potregaia, nu le se descarce. Da, ei trebuie să știe că se aducă lemnul după potregaia. Da, ei trebuie să știe. Pentru că-s bani. Că-s banii noștri. Nu leși să descarce lemnul. Deci de când e 2000, nu știu, înainte 2000, de când sunt aici, nu au fost probleme la școli cu lemnul. Eu am văzut. Eu spun din ce am văzut. Zic, nu au avut probleme să rămânem fără lemni sau să nu arde sau să rămână lemnii potregaia de o parte. Sau... Sunt și potregaia. Asta e lemnul la noi, că nu domnul primar, de lucru nu o să-ți dea nimeni lemn de lucru. No. Da, spune. Prețul, dar n-am terminat. Da. Prețul la lemn e de 1200 până într-o 1600 de lei, la metru noi, cub. La noi, metru cub. Da. Ei, el calculează în metru ster. Metru ster ar veni vreo 780 de lei în picioare și eu, metru, eu material bun. Dacă ei ne-l aduce cu 120 de lei, îi băga și transportul. Trebuie să ne aducă lemne, domnule, nu putregaiul. Putregaiul să rămână acolo. Deși e simplu, nu trebuie să le ținem partea. Atâta timp cât noi... Partea, nu se înțeleagă asta că eu le ții partea. Nu dumneavoastră. La școală nu a fost probleme cu lemnele. Că au adus și putregaiul. A fost, nu trebuie să aducă putregaiul pentru că e banul nostru. Noi le dăm drumul să-l folosească, să ne aducă material. Deci, scurt, dar nu trebuie... Nu mai aduc lemne cum a fost până acum. O discutat și cu oamenii, da, eu rușine ca să aducă putregaiuri la o școală. Eu le am în poză, eu pot dovedi. Deci chiar vreau să văd pe viitor dacă se mai aduce putregaiurile care au fost. Bineînțeles, pe banul nostru, nu e pe banul lor. Dacă nu sunt idei bani, că cumpărăm noi lemnele. Am înțeles lucrul ăsta, domnul. Nu ați considerat, dar domnul Lăbăreanu, spuneți. Eu am o completare, așa, apropo de lemni la școli. Cel puțin la Frumoasa, acum toamnă, s-au adus lemni foarte, foarte bune. Eu n-am văzut nicio putregaie acolo. Nu zic că nu iese și mai din mâna a doua o bucată de lemn, că nici eu, ca acasă, când cumpăr, nu cumpăr tot. Chiar am zis, domnule, de unde au adus lemni? Este că sunt foarte bune. Lemn mari, masiv. O parte chiar erau de lemn de lucru. Nu știu cum s-au îndurat să-l dea la școală. Acum nu știu dacă la altă școală unde a fost domnul Gânga o văzut altfel, eu acolo unde m-am uitat zilnic la ele, lemn foarte bun. Poate în trecut o fi fost, am nu știu. Da, am întors două mașini înapoi cu putregat. De asta sunt, deci în toamnă, am întors două mașini, veniu la școală și le-am întors. Nu iau lemnul ăsta. Îi plătești la... Și după aia am adus patronii și am pus poliția locală. Am dus la verificări, ți-o-s domnul vicepreședinte. Da, nu am stat acolo, acolo și când nu le-o tăiați, când o căraș, am văzut lemn foarte bun. Da. Acum poate, eu știu, la altă parte sau în altă dată, o fi fost altfel. A fost un caz mai fericit. Spre exemplu, acum eu nu vreau să-l aud, sincer vorbesc, eu am fata la grădiniță și chiar la școala Balcani am văzut și la școala Balcani, chiar acum să nu pot să spun, am văzut. Lemn foarte bun. Dar e bună ideea, pune un consilier, este comisia de recepție de la școală, este comisia de recepție. Dar la noi suntem doi acolo, ne putem uita atâta ziua pe geam. Nu cred că semnează câți sunt comisii, 5 persoane să semneze lemn putregat, da? Dăm cuvântul domnului Barna. Da, mulțumesc. Eu o să-i fac o sugestie domnului primar, că spune că nu se poate să ajutăm oamenii nevoiași care nu își pot procura lemnele. Este foarte asta. Simplu, că așa a spus, că nu e legal, că nu aveți nicio posibilitate. Nu e legal să oprim mașini. Fiți atenți când vorbesc. Dar lăsați-mă să termin, atent. Păi nu, dar nu e legal, nu e legal să oprim mașini în drum, nu că să nu dea lemn la oameni. Domnul, când am discutat despre Comunata Zlău și v-am spus că ajută cetățenii cu material lemnos, a spus că noi nu putem, nu avem nicio posibilitate. Primăria? Da, primăria. Da, și nici la Zlău. Bun, haideți să vă dau eu sugestie. Proiectul ăla de hotărâre prin care desființați postul de administrator. Puteți desființa poliția locală care nu face decât campanie electorală și arde motorina degeaba. Și cu banii aia care îți vă câteva miliarde pe an, cumpărați lemn și îl faceți cadou oamenilor care nu își permit să-l cumpere din comun. Veniți cu un proiect de hotărâre și facem așa. Păi, eu îl fac. Aprobați? Sunteți de acord cu așa ceva? Hai să văd care e pentru faceți comun. Păi faceți proiect. Eu v-am spus dinainte ca să știți la ce să vă așteptați. Lemne de foc cum e la Tazlou, la Ocolul Silvic, este și... Păi nu, dar e o variantă sau nu? S-ar economisi câteva miliarde? Da, pot să fie mai o variantă să vinim toți consilierii fără să luăm salarii. Eu sunt de acord. Scriu și asta în proiect? Variante nu sunt. Domnul primar, uitați-vă la mine. Scriu un proiect, eu scriu un proiect. Sunt variante să mai... Eu vin gratis aici lună de lună. Cine e de acord? Da,
Eu scriu și asta în proiect. Da, păi facem. Și banii consilierilor să fie dotați. Donați. Și jumătate din salariul primarului. Și jumătate din salariul primarului și al vicelor. Da. Și am rezolvat și atunci suntem toți în interesul omului. Sunteți de acord? Bun. Vedeți că eu vin cu proiect. Păi vine cu proiect. Martie, da? Vezi de acord, faci proiect. Bun. Aveți grijă că sunteți filmat. Eu fac, nu-i nicio problemă. Da, parlamentar, le-ați luat chiar tot. Da, domnul Mureanu... S-a dat primar parlamentar jumătate din salariul lui, acum dau și eu. Eu nu știu. Haideți să începem. Și cu consilierii n-am spus-o eu. Haideți să vorbim pe rând ca să ne putem înțelege. Dacă nu vorbim pe rând, nu ne putem înțelege și să mai fac erori. Domnul Gângă a scos pozii la lemnele care erau în drum. Noi, care fac parte din comisia de recepție la școală la Schip, noi când le-am luat în primire și i-am semnat avizul, noi am scăzut absolut ce a fost rău. Am semnat numai de la Schip vreo 12 metri cub, care deja nu i-au confirmat. Noi trebuie să confirmăm școala. Noi i-am confirmat. Ați plătit? Nu-ți plătiți. Păi, dar nu-ți confirmat cine ți-i plătează. Deci, nu, n-am știut că discutam, vă spuneam înainte. Dar pe viitor? Da. Deci să nu mai apară, nu faci curioare. Deci, sigur nu. Eu știu la ce te referi și noi am dat scăzământ acolo. N-am confirmat, au venit cu 30 sau 300 de metri, nu știu cât era acolo. Noi am scăzut 10 metri, cum știu, sigur am scăzut. La școală, nu s-o lemnul de foc, nu poți să dea lemn de lucru. Păi nu de lucru, dar da. nu putregai cum zice domnul. O fost, dar o fost ca o gaură și cu putregai un gaură, dar normal. Dar l-am scăzut. Da, mai departe. După aia plătec molul ăsta, că lucrăm. Supunem la vot cine este pentru? Nu, ar mai fi ceva, este o autorizație, care e tot în punctul ăsta. Nu, este o autorizație care dacă o mașină vine să încarci lemnii, îi se dă o autorizație de a circula pe drum în ziua respectivă, da? Dar și patronii care vin, am văzut, da, o am în față, dar și patronii, după cum am văzut, îi vin după program. Vin noaptea, cară, seara, cine le dă documentația asta să intre în posesie? Aici trebuie să știm noi. Nu, autorizația nu-ți dă la fiecare mașină. La fiecare zi? Nu. Autorizația când vine cu ATV-ul, cât ai de plătit? Citiți în ea. Da, o văd. Da, cât ai de adus? 1000 de metri. Îți dau autorizație să transporti pe drumurile publice în valoare de banii aia, cât sunt 1000 de metri. Deci asta coincide cu cine dă ocolul silvic. Da, bănuiesc. Cu ce-o luat în contract? Ce-o licitați? Dacă o licitați pe 1000 de metri cub și-o luat... Apel eu iac de puneri în valoare. Ei, asta am vrut să știu cum intră în poziție. Nu fiecare. Odată se dă la patron. Când vine la noi pentru autorizația asta ca să poată transporta lemnul. Trebuie autorizații la noi. Noi să-l avem la mână cu ceva. Pentru fiecare exploatare în parte. Mi se pare foarte corect. Deci tu 7 tone să mai scoate din mare ciliconul. Supunem la vot cine este pentru. Se abține cineva? Împotrivă? Da. Proiectul de hotărâre privind modificarea anexei numărul 2 la HCL 83, vorba de microbuz. Anexa 2 probabil că e ce am aprobat noi cu școala Schitu, v-am zis, mai trebuie un concurs la Schitu, să ducă să nu se încadra microbuzul de la Balcani, să-i dăm microbuzul de la primărie. Pentru o cursă care suplimentar. La 12. La 12, da? Și, bine, că s-au făcut o doamnă directoare, un domn director. Da. Dacă sunteți de acord. Să discuți ceva, nu? Nu, trebuie, am văzut că trebuie. Cine este pentru? Ține cineva? Da, și acolo la diverse, domnul Valentin, referitor și la copilul care spuneați. Hai să clarificăm o dată situația copilului. Da, s-o clarificat. După câte am înțeles că deja acum circulă microbuzul, deci am înțeles cu tatăl copilului aici. Probabil a fost la domnul primar. Domnul primar spune că nu știe nimic. Nu. În schimb, asta era dolianța lui. Eram de față și domnul de la PNL. Cam atâta cu copilul. Ceea ce mă doare pe mine mai mult, întâlnesc întotdeauna prin parcările supermarketuri mașini de-a primăriei. Mașina poliției locale, făcând cumpărături, o mașină albastră, o Nova. Mai este un papuc care nu-l văd niciodată parcat pe la primărie,
E personal ăla, ca să știu, e primărie. Deci vreau să știu, după câte am înțeles, pe an noi dăm 400 de milioane pe motorină sau benzină, nu? Așa se spune. Nu, este aprobat de Consiliul Local. Da, sau și mai bine. Au fost 700 și ăla, da? Includi și să meargă șoferul să-și ia alimente de la supermarket? Deci apropo nu are lor armă de motorină. 400 de milioane. Litri sau cât de litri. Nu, dar se referă la toate mașinile sau numai la o mașină? La toate mașinile. Da, probabil, dacă se duce la Moinești cu problemă de a primării, intră și la magazin. Mie nu mi se pare corect. Dacă nu, am să zic să eu dacă aș fi fost, eu veneam acasă și am luat mașina mea particulară și mă duceam și îmi făceam cumpărături. Am să vorbesc cu șoferii să nu mai oprească, să duce cu doamna contabil, doamna casieră, o dată pe lună. Deci data viitoare intru cu mașina mea în ei, în parcare, și atunci o să vedem ce o să ies. Nu știu ce o să ies. Nu treaba acolo. Nu contează. Și iasă. Să vedem dacă are, avea dreptul să fie acolo la ora respectivă. Da, o să vorbesc cu ei, papucul și... Papucul, mașina poliției locale și o Daci Nova. Era chiar încărcat, ieri vineam de la Bacău, l-am depășit eu. L-am depășit eu și mă chiar am tras cu ochiul, avea o igiene, că am zis că probabil la primării trebuie mult timp. Dar trebuie și să bie bine și... Trebuie, nu se iau măsuri dacă e așa. Și mai am o problemă. Hai să păstrăm un pic de liniște ca să putem să ne înțelegem. Cum aș putea intra în posesia și vă rog frumos să mă filmați și pe mine în vârf. Da, pentru că stați numai acolo. Lasă-mi numai acolo, cam. Să dă bine cu primarul. Cum aș putea intra și eu în posesie la o copie de fapt? La factura cu cadourile de copii, care a spus că e 11.000 de lei, nu? Da. 100, așa. Au mai rămas 170 și am înțeles că acolo ați făcut pe bază de tabel unde s-au dus banii. Da. Și acolo vreau... Pe... Am înțeles că ați făcut revelionul primării Balcani. Da. Din ce bani s-au făcut revelionul? Banii mei s-au început. Domnul, filmați tabelul. Stați bine, înseamnă că vă felicit. Vreau și eu copiile alea, dacă se face. Și nu numai eu, cred că toți colegii. Toți colegii. După factură, după stat de plată, exact tot, semnături, cât s-o dat. Vă mulțumesc foarte frumos. La punctul de vedere, cine se mai scrie la pont? Eu. După aceea, lasă-l pe ce prietă. Cine se mai scrie? Altcineva? No, mai dorește? Și eu. Apiște. Dăm cuvântul lui doamna Chira? Eu eram. Dar dacă te-ai înscris, spune. Am văzut anulații cu doamna secretară. E sub. Angajat post de secretar? Nu? Da. Nu e definitiv secretar, adresat doamna de la resurse umane sau cum vreți ne-ați să-i spuneți. Dar chiar vă rog, așa, adică... Doamna Milani. Așa, cum vreți, nu e problemă, dar în afară secretar. Atât am să vă zic, suntem așa. Ține locul de secretar? Nu. Ține locul de secretar? Aia e altă treabă. Păi și eu fac treaba medicului și mi-a spus lumea asistent, deci nu spun medic. Da, da. Deci fiecare... Nu știu și spun... Da, domnul primar știe că nu e secretar, deci vă rog să vă adresați. Atât am vrut. Atât? Dăm cuvântul domnului Barnan Popă. L-ai scos. Da, eu înainte de sărbători, parcă am depus o cerere domnului primar. În calitate de consilier. Dumnealui mi-a răspuns într-o bătaie de joc, spunându-mi că, bine, legea zice, din ce am citit eu, cât m-am priceput eu, 215/2001, că orice consilier care depune o cerere trebuie să îi se răspundă în 10 zile. Am primit răspunsul în 32 sau 33 de zile și mi-a spus că nu se deranjează să-mi pune la dispoziție ce am solicitat eu acolo, pentru că trebuie să fiu de acord cu plata copiilor Xerox. Știm că am mai depus la câteva zile după mine David Cristian tot o astfel de cerere și s-au cerut vreo 18 milioane. Chinui să vândă mașina ca să poată să obțină copiile respective.
Bine, lăsăm la o parte batjocura. Eu am aici altă cerere și vreau să vă citesc și dumneavoastră ca să vedeți ce solicit. I-am citat legea, am răspuns și acum nu-i mai solicit copii, vă solicit punerea la dispoziție pentru consultare. Deci îmi căutați materiale și eu vin la primărie și mă uit la ele. Vin cu scannerul meu, cu fac fotografii, nu vă costă nimic. Doar mi le puneți la dispoziție. Procesele verbale finale de la toate ședințele ordinare sau de îndată ale Consiliului Local Balcani. De când sunt eu în funcție. Pentru că eu mereu am comentat, dar n-am văzut dacă s-au operat modificările în procesele acelea verbale. Da? Și ca să văd și eu dacă s-a operat vreo modificare. Urmă, proiectele, caietele de sarcini și recepțiile pentru toate lucrările executate în Comuna Balcani între anii 2014, 2015, 2016. Ca și consilier, nu pentru mine. Pe urmă, procesul verbal al ședinței, în urma căreia a luat ființă postul de administrator public în comuna noastră, precum și proiectul de hotărâre, expunerea de motive și raportul aferente acestora. Da? Și pe urmă v-aș mai ruga să faceți un raport de activitate și realizări finalizate ale administratorului public al Comunei Balcani de la data înființării postului, în ianuarie 2015, când a fost atunci, până în prezent, prin care să puteți justifica cheltuirea din banii oamenilor a unui salariu aproape egal cu cel al dumneavoastră, cer atașarea fișei postului și, cum v-am zis și azi, o să vin și cu un proiect prin care vă sugerez să renunțăm la ăsta și la poliția comunitară, care mie mi se pare, poliția locală, că nu face nimic decât cheltuie banii, și să folosim banii ăia în altă parte. Pe urmă, aș mai vrea o justificare, că nu înțeleg, m-am dus să depun hârtia data trecută, la acțiunea dumneavoastră, că am înțeles că ați despărțit atribuțiile secretarului comunei între două persoane, respectiv a Ana Gherasimoaie și Melania Manolache. Pentru ce ați despărțit atribuțiile lor? Și de ce, să-mi dați o justificare, de ce pe postul de mandatat ca și secretar este fix fosta fiica fostului primar, domnul Gheorghe Biu, securist de conspirat, dat afară din funcție și dacă vă face cinste. Ce ați ales să faceți? Mă rog, ultimul e așa, ăla e mai mult personal. Da? O să o depun azi. Depuneți la secretar, aveți că nu răspunde. Așteptăm un răspuns. Poate în 10 zile, nu în 30 și ceva. Răspunsurile, mulți vor să răzbune pe primar. Nu mă răzbun pe nimeni. Nu mă refer la tine. Cererea asta, dacă o faci către mine, o dau la un compartimentul de specialitate. De exemplu, ce vrei, la 3-4. Dacă pe toanele la care dați dumneavoastră, trebuie să iau măsuri asupra lor și o să iau măsuri dacă nu nu răspuns în timp. Deci iau măsuri. Eu v-am cerut dumneavoastră să o justificare la acțiunea dumneavoastră. Și depinde de mine, fac eu. Bun. Dar ne-am să depuneți la secretariat și veți primi răspunsul. Iar la domnul Tibi, văd câte 18 milioane. Nu știi ce cere omul ăla. O cerut exact ce vreți dumneavoastră și e vorba de vreo 3.000 și ceva de pagini. Și câte pagini? 50 de bani. Nu, e 0,02. E 0,02. Acum, după modificare. La orice xerox mergeți în Bacău. E 0,02. Eu vorbesc de xeroxul nostru și hotărârea Consiliului Local. Este hotărârea Consiliului. 0,05. Înmulțiți 50 de bani cu 3.000 și ceva, nici nu știu, că nu am numărat pagini. Calculul nu e așa discuție. Da. Dar e vorba de 4.000 de pagini. Și da. Sunt plan și sunt jumătate de masă. Care nu, dacă, nu când, avem operator. Pentru deci nu încapă, cu ce vrea tipii, nu încapă pe masa asta. Să de asta nu se poate în 10 da. Zile. Acum, bun, da. Atunci și de asta o să vă rog să mi le puneți la dispoziție, măcar. Păi, legea spui, așa scrie legea, le pui la dispoziție. Bun, mi le puneți la dispoziție și vine, o să mă uit. Corect. Da, îi trimit răspunsul. Domnul Tibi, eu nic un sticlu la mișto, că el n-are bani de sticluri. Ai treaba lor, nu mă... Mă rog, nu. Eu, la modul serios, v-am rugat să mi le puneți și eu serios, de fapt. Nu cred că nu s-a făcut ceva serios în Până acum, pe mine m-a stratat așa. Conform legii. Da. Nu poți depășesc legii. Exact. La
am terminat. Dăm cuvântul domnului Gânga. Dar știți ce rugăminteam înainte de a începe dumneavoastră? Hai să vă spun, nu că am ce personal. Nu lungiți pentru că trebuie să dăm cuvântul și la altcineva. Dar nu lungiți, că nu-i interesul meu. Am văzut că s-au făcut discuții pe masa festivă, așa zisă de ziua îmbrățișărilor. Tu ai început cu masa mea, dar când îmi dai eu foarte frumos. Nu, frumos. Pică dar știi că fiecare an noi am făcut dar așa. Dar știți, ceva. Eu n-am venit, nu spun că nu a fost. A fost ceva frumos, dar au fost pe jumătate. Deci, noi ne-am simțit bine. Nu, nu. Deci, o să avem bugetul care vine, da? Trebuie să ținem cont. Că mai sunt și necazuri în comuna asta. Le facem? Nu le facem, nu trebuie să le facem. Anul trecut am avut, Dumnezeu ne-a dat o palmă, cum se spune, am avut inundații. În fiecare. Eu nu zic de mine. Nu vreau și n-am cerut niciodată în casă. Am pierdut peste 200 de milioane. Am dat 15 milioane de mi-au curățat pe acolo. Sunt și la ora actuală. Sunt oameni care nu au garduri la căsă. Aș vrea că dacă totuși se face câte o chetă de asta, aș vrea din, exact cum am spus și pe Facebook, din bugetul care îl facem, să punem niște bani deoparte și pentru oamenii ăștia năcăjiți. Doamne ferește, ia foc o casă. Păi, ne duce și dăm ceva. Eu știu persoane care acum 2 ani, acum 3 ani, primăria nu le-a dat bani și deși li s-a ars casa. La alții s-a dat, la alții nu. Nu trebuie să mai facem discriminare între cei năcărâți. Noi trebuie să-i ajutăm pe cei năcărâți. Ăsta e un punct. Al doilea punct. Era vorba de micșorarea taxelor. Nu știu cum le calculează aici, la Balcani. Dar am primit telefoane când cine a mers să plătească taxele locale, nu s-a redus cota de 10%. Deci era, așa era până acum, eu știu, că cine plătea până în martie, dădea cu 10% mai puțin. Nu se mai ia în considerație? Până după data de 15, când nu au fost bagați în program. Noi lucrăm pe un program la primărie. Bun. Și se scad 10%. Care o plătit până acum, dar eu anunțat fata de la FIS. Care o plătit, eu anunțat. 10% îi scadem. Deci chiar dacă le s-au oprit banii, rămân anul viitor, îi are acolo puși deoparte. Da. Mai este o cază. Majoritatea au până în 500. Până în 500 nu se reduce. Nu, nu, că n-am. Nu, nu, până 50 de lei. Până 50 de lei l-am întrebat, persoana respectivă avea 220 de lei. Deci s-au rezolvat. Nu. Da. Deci, la care au dat banii și nu s-au oprit? 10% se scad. Bonificații. Nu un pic. Să vin cu o completare ca să nu se fac confuzii. 50 de lei să nu fie cumulat. Că dacă este cumulat 50 de lei, iar nu beneficiază direct. Cumulat? Nu cumulat. Nu. Dacă am la mașină 50 de lei, beneficiez. Dar dacă eu am plătit 50 de lei total, nu beneficiez. Sau chiar 60 de lei. Spre exemplu, am 20 de lei la casă, 20 de lei la mașină și 10 lei la teren, nu beneficiez. Deci nu cumulat. Deci 50 de lei pe teren, 50 de lei la mașină, 50 de lei la casă, acolo beneficiez. Atunci primim. Da, spuneți. În continuare, până vreau. Domnul Gânga? Am terminat. N-am terminat. La 3. E vorba de magazine care au baruri. La fel, m-a sunat, zic, băi, domn Petrică, uitați, ni se cere să plătim dacă avem la un singur punct de lucru, avem în casă, magazin și mai avem și bar, trebuie să plătim două contracte de salubritate. Eu am vorbit și cu ei, am sunat și mi-a spus în felul următor. Se plătește după câte certificate de constatare sunt. Deci, constatator. Deci dacă ai un certificat de constatator, plătești unul. Deci e valabil așa? Da. Bun. Da. Dar la mine vii cu un certificat constatator, la primărie cu un certificat constatator, punctul de lucru. Punctul de lucru. Dacă ai și bar și ăsta, trebuie să ai două certificate. Nu poți da autorizații de funcționari dacă n-ai certificat de constatator pe punctul de lucru, unii magazin, da? Acasă. Sau pe bar. Trebuie să ai certificat constatator pentru ambele. Deci, dumneavoastră spuneți că cine are și magazin și bar. Îi trebuie două autorizații? Îi trebuie două autorizații? Dar nu două trebuie. Dacă vii pentru una, una. Și atunci trebuie două. Eu azi am avut discuții și două certificaturi constatatoare. Am sunat astăzi. Nu, dar lumea trebuie lămurită. Asta nu e o
Uităm, dar chiar vrem să o lămurim. Azi a venit și la mine cineva și mi-a zis exact discuția mea asta. Și am dat telefon la domnul director Sepă, care se ocupă cu... Nu mi-a dat un răspuns exact. Exact, dacă sunt certificatul constatator, dar dacă sunt două autorizații, mi-mi ceri în ședință, mi-a zis clar, la toți primarii. Are certificat, are autorizație de funcționare? Nu. Îi dai funcționare, eliberezi autorizație de funcționare la primărie, trebuie să ai contract de salubrizare. Dacă sunt în aceeași casă, în aceeași curte, două. Mi-a dat telefonul de la domnișoara, nu mai știu cum, de la director adjunct la... Care se ocupă. Da. Și o zis când mă sună săptămâna care vine, să-mi dea un... Băiatul de la salubritate a venit prin sat și a zis că nu trebuie două contracte. Am auzit că săptămâna care vine îmi dă răspunsul. Îmi dă răspunsul dacă trebuie la două sau un certificat, un autorizație. N-am înțeles. Cum, dacă totuși suntem pe subiectul ăsta, eu aș avea o propunere, că dumneavoastră sunteți primar și sunteți un bun negociator. Sunt atâtea magazine care cu debea altele își câștigă, traiu un salar. Dar ca să vorba câștigă... numai de magazine, sunt și unități care nu necesită. Deci... Am vorbit și rândul trecut, ca să facem în așa fel, să poată plăti fiecare o anumită contribuție, să meargă banii în bugetul primăriei, să fie mai indulgenți, adică în limita legii. Și să poată plăti fiecare. Deci, dumneavoastră, cum discutați, să ne dați un răspuns exact ce avem de făcut. Că controlele când vine pe noi ne calcă. Da, și pe mine. La voi noi, la primarie, cea mai mare amendă. Dacă vine de la mediu, când îți dau autorizație fără să ai contract de salubrizare, sub 100 de ani nu discută cu primarul. Sunteți amnistiați. Da. Deci rămâne să mai discutăm pe viitor, da. Să mai discutați în termen de... Da. Eu am dat. Nu, vine cum o da. Pot fiecare. Un alt argument, nu, că n-am terminat, le spun pe... am văzut că dumneavoastră în ședința trecută, foarte frumos, ați... declarat urări de rebelion. Și chiar mi-a plăcut subiectul în care a spus că vom înființa locuri de muncă în Comuna Balcan. Acum, nu știu, dumneavoastră poate aveți alte gânduri ce să facem. Eu am și eu, de exemplu, o părere. După Revoluție, după cum știm, fiecare au venit bani, cam au venit în Comuna Balcan, cum zice cu sacul. Aici vă contrazic. Până în 2000 vă contrazic. Până în 2000 vă contrazic. Îndați voi să discut. Cu toate că sunteți președinte, da, n-aveți voie să mă întreb. Dar până în 2000 vă contrazic. Deci banii care au venit în Comuna Balcan, eu aș vrea pe viitor să facem în așa fel, pentru că suntem o echipă, să facem circuitul, măcar 50% să rămână în circuitul Comunii Balcan. Deci nu poate să mă contrazică careva, vineau firme din alte părți, cu muncitori din alte părți, lua bani și pleca. Parcă ar fi mai frumos o firmă, tip la frumoasa, tip la Balcani, de-a noastră avem băieți meseriași să aibă câte 4-5 angajați. Societăților, nu de lucrarea. Vine tu de la Mânești, da, Cuscul de la Pujol, că așa am înțeles, îi dau banii cu Cuscul. Nu, eu n-am spus. Ia de la primărie 200 de ani și fă bigona. Aici se lucrează... Licitație. Da. Dacă firmele de la noi nu sunt scrise pe CEA, nu au angajați pe firmă, cum pot să-i dau eu de lucru? Eu le dau, nu eu le dau. Băiatul de achiziții se ocupă. Scoate firma cea cu prețul cel mai mic. Firma care cu angajați, sunt niște condiții. Nu dă primarul că-i cuscru, că-i văr, că-i nepot, că-i prieten, că-i cu mătru. Nu, domnul primar, înțelegeți că eu am atacat. Eu nu vreau, dar să vină. Eu am zis așa. Ca primar, eu nu pot să mă duc la urmă. Ar trebui inițiativ o firmă, două, și din Comuna Balcan. Băi, uite, dacă vrei să iei lucrări, se poate. Deci eu am... Domnul Gânga, dar sunteți de acord că astea toate spune coincidențe? Licitațiile alea sunt pe bune, câștigă numai neamuri, cuscrii... Totuși, eu părerea mea aș vrea ca din banii care vin să mă rămână și în Comuna Balcan. Să pot să-mi firme, domnule. Există băiatul ăla foarte bun de la IVU. Mai este la Balcani,
mai sunt și la schit. Da, două, trei filme. Rămân bani și la noi, domnule. Și foarte... membru PSD. Și, nu, Gânga, Ibu va primi lucrări când va fi regimentat în PSD. Da, nu e așa. Atunci să vedeți cum va înflori. Domnul Barna, dacă intră la licitații, orice cum și licitațiile astea, nu se dă numai la urmă. Întrebați-l pe Tibi cum a fost dat afară de la licitații, ilegal. Am zis că ați fi o părere foarte bună și ar mai fi... E bună ideea. Dar v-am zis că eu nu pot să mă duc la o firmă înscrit pe ISIAP, dă un preț mai mic. Eu o să-i trimăt la dumneavoastră. Nu la mine. Eu nu văd pe nimeni ce să facă. Eu o să-i trimăt și atunci să faci. E cumpărare de influență. Nu-i cumpărare. Nu pot să fac. Există domnul Costel care se poate ocupa cu treaba asta. Bun. Asta e treaba lui, el e la agenție, el vă spune. Dăm cuvântul domnul Mihnei. Domnul... Bun, la ședința acum, referitor la ședința trecută. Asta l-am lăsat mai la urmă. Deci s-au discutat niște probleme legate cu cadouri. Chiar nici nu mai spuneam, nici nu mai aduceam aminte dacă la sfârșitul ședință nu era cuvântul ăsta. Ați văzut, domnul Gânga, că nu s-a furat? Oare eu la ședința trecută am spus că s-a furat? Oare în ședința, uitați, suntem aici și am spus eu că a furat cineva de ceva? De ce nu v-ați zis că a furat? Verificat ședința la sfârșitul ședința. Ați văzut, domnule, să spuneți. Ați văzut, domnul Gânga, că nu s-a furat? Am zis piesa, pe factură. Nu spune de factură. Ați văzut că nu s-a furat și se închide ședința. Nici măcar am dat să dreptul la replică nu s-a furat. Chiar aș vrea să dați ședința întreagă. Deci că nu-i nimic. Dacă eu am acuzat pe cineva că s-a furat, atunci să fiu vinovat. Eu aș vrea să dați ședința întreagă, adică numai partea care aici nu s-a dat. Aici eu sunt de acord. Nu, pe mine să știți că nu mă deranjează. Eu v-am zis, puteți să dați... Nu, dar am văzut că și la București se ceartă și trebuie să fim mai... E în binele oamenilor. Deci... Mi se pare corect să fie informat lumea corect. Ședința dacă domnul Gânga au prezentat niște produse la o anumită sumă care putea să dă. Și chiar și cum s-o scurpa dormi în ochi acolo. Nu mă deranjează. Pentru că și-am încheiat, pentru că eu sunt persoana care nu vreau să fac rău, eu sunt persoana, dacă pot să fiu cu o vorbă bună, vin, și sunt persoana care mai mult a plecat cu Cătrăceal care n-are, Cătrăceal năcăjit. Toată lumea plecă. Dacă noi facem treabă bună, lumea ne vede. Dacă facem treabă rea, lumea ne sancționează. Nu, nici eu n-am zis că nu. Ați auzit de la mine ceva că nu s-a făcut și să dea Dumnezeu să meargă bine cum a mers până acum și înainte. Ați văzut cuticul de beton. Niște dinică foarte bune. Lumea nu sunt mulțumită. Este și opoziții care nu pot să-i aduce aur și nu-i de acord. Opoziții, domnul primar, trebuie să fie tot timpul. Pentru Colin de la... Nu mai veni pe vechi. Domnul Gânga. Banii sunt. Banii care erau alocați pentru colindătorii de la... Din 2000 încoace, poate suntem de acord, dar până în 2000 și aici nu mă refer numai la Comuna Balcanii, da, peste tot, nu au fost bani. Dar din 2000 încoace. Da, din 2000 încoace, da. Și acum dăm cuvântul doamna Piște. Spuneți-vă, la ședință de la primărie. Da? Când se dă în folosință sala de la Hala Vincea Hărbunului? Ia, bine, bun, fac acolo. Dar bine, când s-a dat în folosință? Nu, se dă când am avut comisia de recepții la Hală. Asta, da. Proces de verbal de recepție la terminarea lucrărilor. La Hala aia trebuie apă potabilă, curent electric. Și ca să facem cu o societate, ne-ar costa prea mult. Dacă avem electrician, am zis că facem noi instalația electrică și aducțiunea de apă. Pentru aducțiunea de apă, îmi trebuia să o fântână acolo. Pe timp de iarnă nu se poate face fântână. Facem fântână și de... O să s-o semnat comisia de recepție din la Bacău, de... așa, cu mențiunea... Amânarea recepției. Fără recepție nu putem da drumul. Până nu se execută lucrările electrice și canalul de apă. Nu e autorizat. Dar nu e autorizat. Stați că... Acum ca să o completez pe doamna consilier. Prima dată într-un șantier, cei care lucrați să face Buda.
O spus liceu. A doua oară se face rost de apă. Da? Deci, având în vedere cum stau lucrurile acum, este evident faptul că v-a interesat să o terminați, să cumpărați capital electoral. Da. Și acum, Dumnezeu cu mila, degeaba am dat noi bani să fie pusă în funcțiune, să fie... De acum când s-o mai putea? În primăvară îl punem în funcțiune. Dar și dăm, să dăm duminică drumul să fără apă. Nu, nu, dar eu v-am spus că trebuia să fie făcute astea înainte să se apuce... Nu se poate face instalația până nu faci clădirea. Nu vorbesc de instalație, vorbesc de apă. De apă, instalația de apă. Da. Nu puteți să facă instalație de apă dacă nu ai clădirea. Nu se poate face instalație de apă, hai că vă spun și de ce. Fântâna, da, dar instalația de apă nu se poate face. Și fântâna? Că robinețul și robinețul. N-a spus că nu se poate face instalația, a spus că fântâna nu se poate face iarna. Toți putem să tragem apă de la fântâna din vecini. Mi-e de voi, am vorbit. Dar să avem fântâna noastră acolo. Păi tocmai. Nu face. Aia trebuia făcută prima. Dacă vrea să faceți un lucru ca lume. Păi și cu cine încălză dacă avem fântână și nu avem hală? Păi era și hală. Nu mai era. Cum nu era? Dar pentru ce am dat banii? Nu era, dacă am plâns de fântână și iasă era... Păi, putem lasă să te dezvolte. Dăm cuvântul și unul domnul la exclusiv TV. Nu, dar mai poate mai 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 domnul. Poate mai vreun consilier. Sunt banii care i-ați promis. Ați avut alocați pentru colindătorii de la Ludaș, deci la biserică. Mai există sau tot ce este? Deci nu s-au alocat bani pentru colindătorii de la biserică. Dumneavoastră v-ați făcut totuși o idee. Voi am suma asta, îmi vin au rămas bani care n-au venit cu colindată, au rămas bani. Deci din 28 de milioane sau 28 de mii de lei care noi am votat, mai sunt bani. Mai sunt, sigur mai sunt. Mă bucur. E bun dacă mai. Vă dau tabele. Eu nu cred. Ce nu cred? Da. Când mai sunt. Da, așa, să mă spun. Eu nu cred în Moș Crăciun și în PSD, eu nu cred. Chiar dacă nu cred, dar nu jigni. Am jignit cu ceva? Am făcut voz pe cineva? Nu. Ce nu? Nu cred. Nu, dar trebuie să credem în oameni PSD. Înainte de legalitate și ședința, dăm cuvântul de la televiziune, domnul Ungureanu. Da, mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri. Vreau să fac o precizare. De mine nu scăpați. Deci, nu trebuie. În ce sens? Noi vom veni pentru că e în graficul nostru, odată veniți, nu mai plecăm. Ideea este următoarea, trebuie să mă înțelegeți și pe mine, în calitate de director al televiziunii. Am promis ceva în ședința de consiliu data trecută și am spus că voi difuza din momentul în care se intră în ordinea de zi și cred că mi-am respectat acest cuvânt. Acum, vă spun sincer și ca un om care m-am născut aici, m-am simțit într-un fel obligat să nu încep așa filmările la Balcani, aducând un prejudiciu de imagine, pentru că s-a greșit de ambele părți. Și atunci mi-am asumat eu acest risc să nu prezint acele imagini, mai mult sunteți oameni maturi, dacă tinerii sau copiii care au primit acele pungi ar fi văzut demonstrația făcută, nu problema politică ar fi interesat. Am fi rănit acești copii. Deci trebuie să vă gândiți în momentul în care aduceți în discuție copiii să aveți o leacă mai mare atenție, pentru că să știți că noi, chiar dacă CNA-ul nu ne stă tot timpul deasupra capului, noi ca profesioniști trebuie să avem grijă să respectăm regulile impuse de CNA. Și atunci când vorbim despre copii, fie numai verbal, trebuie să avem grijă. Și prezentând și imagini, să avem grijă să nu creăm o impresie că acestor copii li se ia din... Nu știm care este concursul politic, ca să spun așa. Dar vă aduc aminte că v-am mai promis un lucru și vă asigur de echidistanța noastră. Deci, noi nu ne vom lăsa atrași într-un joc politic pentru că nu este interesul nostru și nu e meseria noastră. Dar trebuie să aveți încredere. Suntem presă și ne asumăm responsabilități. E posibil că în acești 4 ani să vină momentul alegerilor. Încă o dată vă spunem, noi nu o să ținem nici cu unul, nici cu altul, pentru că, sigur, partidul, eu discut în mod frecvent cu președinții de partid. Da? Discutat ieri cu doamna Tudorița, discut cu domnul Sorin Brașoveanu, pe cealaltă parte, sau cu alți lideri. Noi avem o activitate foarte serioasă, avem acreditare de presă de la toate instituțiile statului, începând de la
parchet, DNA, ANI și așa mai departe, noi trebuie să fim corecți. Deci să aveți încredere că ceea ce prezentăm noi este și în interesul comunității. Noi chiar ne dorim pe viitor să avem o colaborare cu dumneavoastră, discutam și cu domnul primar, să ținem aproape, să prezentăm lucrurile bune. Din păcate, Exclusiv TV nu este o televiziune de scandal, este o televiziune informativă, mai precizez încă o dată acest lucru, și ne dorim tare mult să venim să ați observa că am dat și copiii când au colindat și așa mai departe. Vă dau și cu asta închei. Am avut, la un moment dat, într-una din comune, mi s-a reproșat din partea opoziție că de ce am dat un interviu cu primarul. Haideți să fim serioși, presa când vine prima oară intră în birou la primar. Nu poți să spui, domne, nu iau interviu primarul sau urări. Astea sunt chestii. Când o să ajunge celălalt consilier în funcția de primar, fii sigur că noi nu o să ținem cont că a fost dată trecută în opoziția. Nu. Primarul, dă-i cezarului ce al cezarului. Sigur că am luat, dar nu mă refer la ce a spus dumneavoastră, am avut în altă localitate. Că lumea din sat e supărată pe domnul Gureanu că a dat interviu cu primarul de sărbători. Deci este firesc, trebuie să încercăm, pe lângă dezbaterea politică, să încercăm să lăsăm lucrurile într-o chestie firească. Și cu asta închei. Vă mulțumesc, am avut parte de o ședință liniștită, așa îmi doresc întotdeauna să fie, dezbaterile sunt extrem de utile încă o dată, dar în noi veți avea un arbitru, dacă vreți așa. Filmările deocamdată, domnul primar poate confirma, nu am solicitat niciun ban pentru aceste filmări. Dacă o să avem o colaborare, eu vă pot să spun și nu se supără domn primar, avem cu alte primării contracte simbolice care ne decontează doar combustibilul și să-i dau cameramanul ceva în plus la salar, că se uita urât. Ați văzut că întoarce camera când vrea el. Așa. E vorba de un 80 de euro pe care o să-l luăm pe domn primar lunar, să-l aibă în vedere la buget, dacă poate, dacă nu, tot bine, venim pe cheltuiala noastră. Dar încă o dată, sunt de aici din Balcan și îmi doresc ca comuna mea să o prezint cât mai bine. Vă mulțumesc și vă rog și să mă înțelegeți. Vă rog. Doar eu. Da? Vă rog. Nu aveam de gând să iau cuvântul, nu mă simt jignit de ceea ce spun colegii, dar fiindcă a amintit de ședința trecută, domnul Ungureanu, și tot Ungureanu mă cheamă și mă bine. Așa. Nu cred că pe mine m-au votat numai proști domnul Ciprian și nu cred că pe dumneavoastră v-au votat numai cei de la facultate în sus de ați ieșit consilier. Așa că nu faceți Comuna Balcan proști. Să nu se înțeleagă că în Comuna Balcan sunt numai proști. Votează omul cu cine vrea, cu cine poate. Și dacă eu votez cu cineva, nu înseamnă că sunt prost și mă taiești deștept. Din 2000 sunt în cadrul Consiliului Local și niciodată n-am fost la niciun consiliu jigniri între noi, care mai sunt și vechi. N-au fost jigniri între noi consilierii. Niciodată. Și niciodată n-am ținut așa. Nu știu, dar de când cu televiziunea că a venit domnul, ca să pară bine la electorat, cel puțin așa se crede că se pare bine la electorat. Dar lumea înțelege și ea realitatea, că ne cunoaște pe fiecare. Așa? Vă rog, încetați cu jignirile și cu epitetele astea folosite aiurea. Poți să vă răspund? Răspundeți. Dar pe mine v-ați spus, nu mă simt prost și nu mă afectează lucrul ăsta. Nu, păi asta-i, tocmai asta-i. Față de dumneavoastră, cu tot sufletul îmi cer scuze. Față de oameni ca dumneavoastră îmi cer scuze. Dar, din păcate, sunt prea puțin de partea PSD-ului oameni ca dumneavoastră. Sunteți bine intenționat, aveți școală, aveți tot ce trebuie, sunteți acolo din motive personale. Dar majoritatea, părerea mea, repet, sunt niște proști. Și dumneavoastră, cum nu vă simțiți afectat de ce spun, așa ar trebui să simtă toți cei care nu sunt. E părerea mea. Nu știu cum să vă spun. Deci eu nu vreau să jignesc pe nimeni. Eu nici nu am nevoie de părerea dumneavoastră. Da? Deci eu vă spun, de oameni ca dumneavoastră, de la oameni ca dumneavoastră, eu îmi cer scuze. Dar e părerea mea. Nu pentru discuție, am zis pentru atmosfera noastră aici. Știu. Dacă ți sunt. Și eu nu m-am referit la oamenii de față. Tot timpul oamenii de față într-o discuție se exclud. Am pregătit să nu coborâți pregătirea dumneavoastră la nivelul ăla. Eu n-am, domnule, nicio pregătire. A spus doamna Melania că sunt amărât de mecanic.
Ce pregătire am făcut o reacă în mare așa. Deci noi am aprobat, n-am aprobat 20 de lei de copil. Vă aduceți aminte la Dulciu, da? Plus minus 20. Au fost anul trecut, da? Tot fost. Găsim. Așa s-a întâmplat, atât am găsit, da? S-au aprobat 280.000 de lei pentru acordate grupuri de colindători. Deci cheltuieli pentru premii acordate grupuri de colindători și urători cu ocazia sărbătorii de an. De acolo am zis că Dulciu și ăsta. Total au fost 19.603. Din 280, dacă scade mă, ăsta mai rămân 90 de milioane. Deci banii ăștia sunt. Sunt banii ăștia. Și trebuie transferați acolo la buget, îi transferăm în altă parte. Știți ce rugămintea? Vorbiți toți, dar auziți, rugămintea mea este, vorbiți toți, dar pe rând. Dar acum verificați înregistrarea. Dumneavoastră a spus cu gura dumneavoastră că în fiecare an s-au luat în valoare de 20 de lei. Așa-i? Da. De aia toată lumea s-a așteptat ca acele cumpărături să reflecte un preț de 20 de lei. Da. Deci nu știu unde e greșeala. Eu am vorbit cu domnul Gânga după ședința atunci și o jumătate de ore am explicat. O fost în scurt timp. N-ai de unde să iei 20.000 de provizii. Eu am înțeles. A cui a fost greșeala? Dumneavoastră a spus, am luat mereu de 20 de lei. Noi toți am luat de bun. Faptul că veți lua și anul ăsta tot de 20 de lei. N-am găsit produse. La anul o să facem o comisie din consilier și o să vă ocupați de asta. Nu mai puțini produse, ca să ne iei mai ușor. Nu-i zivor, că dacă duci la copil cu mai puțini produse, nu îi faci mai puțini. Da, păi pe asta s-a înțeles. Eu nu vreau să iau 20 de lei. Domnul primar, dacă mai sunt lucruri bune, dacă nu se închide, după aia mai trebuie vorbim. Legatul de asta se închide. Dacă ați văzut de la cuzic, la sărbători au mai rămas 9.000 de lei. Ar vrea să îi lăsați, să-i băgați în buget la, tot la copii, deși în plus. Nu noi, să înțeleg cont. Acei 90 de milioane se lăsăm pe anul ăsta în plus față de cei bugetari. Deci să dăm, să dăm recuperarea la copii anul ăsta în 2017 tot pentru 2016. Dar legal nu pot face. Eu fac, nu fac. Nu știam colinda mea. Am vorbit la telefon cu părinții. Îi dăm anul ăsta, anul ăsta și cu ce-o rămas de anul trecut. Și dăm mai mult anul ăsta și îi mulțumim și gata. Ne îmbrățișăm. Stimați colegi, declar ședința închisă și care vrea să mai rămână să mai discute, n-are decât să mai discute.